Hai noroc fraților, bine v-am regăsit la un nou episod de Samp. Băi, am văzut prin comentarii la un videoclip Lolex, tu cum ai ajuns să admin 6 pe OG Times și acest lucru mi-a dat o idee foarte interesantă pentru voi. O să vă ajute pe voi, cei care jucați Samp. Și pentru început, hai să strângem cât mai multe like-uri fraților, să facem și noi aici like-uri multe la acest episod pentru că vă ajut pe voi, nu eu știu deja ce trebuie să fac dacă vreau să obțin o funcție pe un server de Samp, dar na, vreau să vă ajut și pe voi să obțineți funcții pe serverele de Samp din România, frate. Uh, bun, hai deocamdată să ne luăm o mașinuță. -me. Mm. Mergem cu Turismo. Ok. Să dăm asta? a, ah, cred, cred, ce, nu, nu știu dacă se o tare, ok, uh, mă băieți, uh, cred că primul lucru ar fi, bă, când uh, jucați pe un server de Sam și vreți să obțineți neapărat o funcție, <coughs> deci, mă, tu spui în gând, bă, trebuie să obțin o funcție, nu contează că obțin helper, leader, mai încolo să obțin admin și așa mai departe, dar trebuie să obțin o funcție, bun, și o să vă zic acum cum stă treaba, dar... O 5 de 10 poziții 5 poze la fără de pe plaja din Los Santos Ok, hai să mă, mergem la un 24-7 Nu o să mă duc la ăsta, o să mă duc la celălalt Bun, bă, fraților, prima chestie pe care trebuie să o faceți Este să nu fiți stres, frate Adică să nu stresați adminii, liderii și așa mai departe Deci asta este primul lucru pe care trebuie să îl faceți Să nu fiți stres, da? În al doilea rând, trebuie să intrați neapărat într-o facțiune... Nu contează așa mult facțiune. Asta e, bai, fotocamera. A, trebuie să intrați într-o facțiune și, bineînțeles, care să vă placă. Deci, care să vă placă să puteți sta cât mai mult în acea, acea facțiune. Să faceți cât mai multe zile, cât a, să vă remarcați a, în acea facțiune. Să fiți un stâlp al facțiunii, pot spune. A, după care... Bă, nu trebuie să faceți lucruri negative, adică să vă afirmați prin lucruri negative pe server. Deci, după ce ai făcut toate astea, după ce ești într-o într facțiune de foarte mult timp, de, nu știu, nu ai antecedente urâte pe server și așa mai departe, uh, nu trebuie să te remarci prin uh, lucruri urâte, frate. Trebuie să faci ceva care să te, nu știu, să te caracterizeze și să fie, să fie un lucru bun. man. Um, deci, trebuie să faci un lucru bun, frate, să te remarci printr-un lucru bun, nu prin, uh, printr-un lucru rău sau cum... cum mai vedeți că sunt acei uh, codăței, pot spune, care ei se remarcă prin că sunt codați. Deci niciodată nu o să obțineți o funcție pe un server dacă vă remarcați prin acest lucru. Că sunteți codați sau că mă înțelegeți, da? 1, 2, a, ah, ok, am înțeles, s-a făcut mai mult. Da Deci, cam așa să treabă, mă, fraților Ä, bun Legat de limbaj, legat de Toate ce, uite-l pe Wicked Bă, ce faci? Uite-l pe ăsta Uite, ok, l-am luat și pe Wicked Vezi că Milfez mi ok mă duc după robării, tu. Da, o să după robării. Um, da. Deci nu trebuie să aveți un comportament nasol pe server uh, să fiți, uh, nu știu, eu sunt cel mai șmecher, eu sunt cel mai așa, eu sunt fac uh, așa. Nu, frate, trebuie să ți vezi de treaba ta, să fii la loc cu tău, să, bineînțeles, că mai faci uh, câteva case și așa mai departe. Dezdemă că vor cine trebuie să facă ceva. Dar, de exemplu, nu mă duc să mă cer cu adminul X să zic că e prost nu știu ce, pentru că nu o să mai ai șanse la o funcție pe server și așa mai departe, da? Bun, legat de toate aspectele de pe server, da? V-am spus cum stă treaba. Acum o să trecem puțin la forum. Deci o să vorbim pe partea de forum, da? O aplicație de helper, de lider. Cred că aici deja știți că v-am spus de o de ori cum trebuie să faceți. Deci aici nu ține nu mă refer doar la Good Times, mă refer la toate serverele de am din România. Bineînțeles, nu, nu cele de stand, cred, adică acolo chiar habar nu am. Bă, o aplicație trebuie să fie o aplicație, frate. Nu trebuie să scrii două rânduri în aplicație, numele, vârsta, adică acolo da, numele, vârsta și toate cele, dar când te descrii, când pui de ce ești în stare, ce nebunii. Deci acolo trebuie să scrii cât mai mult, cât mai mult, de ce vrei să obții această funcție, cum ajungi tu. Trebuie să dai cât mai multe detalii, să faci o aplicație cât mai strong uh, peste ceilalți. Gândiți-vă că dacă tu ai același FH apropiat cu un jucător, nu ai antecedente pe server, nu ai nimic, ești cam egal cu... Același jucător, de exemplu. Vă bateți amândoi pe un post, da? Vă dau un exemplu. Vă bateți amândoi pe un post, da? De lider, nu știu, lider LSPD da? Voi aveți 300 de zile într-o facțiune, El are 320, nu prea contează asta, da? Nu are antecedente, nici tu nu ai antecedente, da? Deci, uh, cel care are aplicația cea mai bună, acela o să fie tras la testele SPD, de exemplu. Sau la helper, da? La helper la fel. Dacă mai recrutăm, de exemplu, doi helperi. Bun, mă uit frumos la toate chestiile. Dacă sunteți egali, cel care are aplicația cea mai bună, acela o să fie tras la test de helper. Și cred că asta se va întâmpla pe oricare server din uh, România. Pentru că principiul este același. Adică nu știu dacă un admin 6 sau un owner ar lua pe unul mai slab decât celălalt. Înțeles. Aici, da, treaba cu pilele, nu știu cum o înțelegeți voi Dar, de exemplu, hai să vă spun eu cum stă Cum aș alege eu o persoană care are un FH, de exemplu, mai slab decât alta la test de helper Ca să vă explic cum, cum stă treaba, de exemplu, da Bă, băieți, treaba, treaba stă în felul următor Dacă eu te știu pe tine... Nu știu că nu ești capabil de această funcție 100%. Nu te aleg da, te aleg de exemplu. Dar dacă văd pe unul care a făcut o aplicație și are tot la fel, și știu bă, omul ăsta este ăsta este capabil. S-o remarcat prin faptul că nu știu, a făcut ceva prope, server sau că își vede de treaba lui că nebunică. Știu că s-ar descurca mult mai bine decât tine, de exemplu, deci care se remarcă prin ceva nu știu, ceva pozitiv mai mult decât tine pe server, o să-l accept pe el, deoarece, nu știu, am mai multă încredere să-l accept pe el decât pe un jucător care nu prea face nimic pe server și doar are o aplicație. Deci cam, cam așa stă treaba, bine? Deci, v-am spus, trebuie să stați la locul vostru, să nu comentați nebunii, dar în același timp trebuie să vă remarcați și prin ceva. Că vă remarcați prin zilele în facțiune, prin comportamentul pro sau, nu știu, cu multe zile ca co-lider, că vă organizați facțiunea. De exemplu, o, o chestie foarte, foarte interesantă ar fi. Nu știu, să vă organizați facțiune, să faceți evenimente în cadrul facțiunii, să organizeze evenimente, să faceți, nu știu, un convoi sau ceva de genul, să organizeze să vadă mini că ești cât mai activ în facțiunea respectivă, că, să vadă că te descurci să organizezi câteva lucruri, să, nu știu, pentru că dacă primești funcție de helper, de exemplu, da? Uh, nu ai treabă cu răspuns la NRE-uri și ce mai faci acolo, dar ca admin trebuie să, să te organizezi puțin, trebuie să organizezi evenimente, trebuie să deci trebuie să știi cam ce, ce să faci acolo. De exemplu, dacă vine unul cum. Uh, nu știu, vine și face demul la evenimentul, poate te blochezi și nu mai știi ce trebuie să faci, sau vin 10 care fac mult te blochezi și nu mai știi ce trebuie să faci, poate deci ceva de genul trebuie să fii puțin pregătit pentru acea funcție, știți? Deci cam, cam așa stă treaba, fraților. Deci, cred că asta se, se întâmplă pe to cam toate serverele din, din România, că spuneți voi bă, pile, 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 că nu știu ce, că nu știu cum. De exemplu, da, frate, dacă eu îl cunosc pe un jucător de 6-7 ani, 5 ani, 4 ani, de exemplu, și știu că poate, mă, băci omul ăla poate să ajungă undeva sus, da? Normal că îl bag pe el decât să bag un jucător care nu știu nimic de el, nu se remarcă prin absolut nimic, nu știe, nu știu ce e ce cu viața lui, deci... Ceva de genul. Uh, o, o să... Uh, vor fi... Pilele, să zic eu, deci... Dar, dar, când vezi că, bă, uite, ăi, uh, e, uh, e jucătorul ăla că nici nu a auzit nimeni de el și are fix orele jucate și nebuni și are antecedente de ori pentru limbaj vulgar, bani și chestii și nebuni și îl vezi helper sau leader sau așa, ăla acolo se întâmplă cu, este cu totul și cu totul altceva. Deci acolo nu mai vorbim de să zici că na, cum v-am spus eu înainte, da? Deci, cam, cam așa stă treaba cu obținerea funcțiilor. Bine, eu așa gândesc. Deci, cam joc să am, v-am spus de când timp joc să am, de aproape 10 ani, da? Și, bă, fraților, nu, pe fiecare server pe care am jucat am avut câte o funcție. Deci, pe fiecare server pe care am jucat am avut câte o funcție. Cred că, cred că da, pe toate, dacă mi-a bine aminte, în fine. Și, din cauza asta, unde ven ceva? <laughs> Da, poate fac un event pe filmare Deci din cauza asta uh, Vă pot spune Cum stă treaba cu funcțiile și așa mai departe Mai ales că deocamdată sunt Co-owner uh, pe o și de mai bine de un an Și cam așa văd eu Lucrurile Și cred că o să-mi dea dreptate și ceilalți Colegi, să spun Ceilalți colegi admin și de pe OgoTime Și de pe mai toate serverele de Sam Niciodată nu o să vedeți, frate Că, nu știu Mulți mulți, 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 prea mulți vin, dau reporturi cu aia sau bă, când alegeți lider, când alegeți helper, când alegeți aia, când alegeți aia, când alegeți aia. Deci dacă faceți chestia asta, vă asigur că nu primiți, nu o să primiți niciodată o funcție, frate. Dacă stresezi un admin, bă, când alege la, când alege la, când alege la, uite-te peste cererea mea de helper, uite-te peste cererea mea de lider. Deci niciodată nu o să primești o funcție, frate. Deci niciodată. Că zici că ești prieten cu, de exemplu, Mă, sunt prieten cu un jucător în real life și mă întreabă, bă, când alegeți să helper? Bă, nu știu, pana mea, dacă să-mi ceară, uh, să ceară cineva, de exemplu, uh, nu știu, Dă-mi helper, dăm leader, dăm și chiar dacă e prieten, niciodată nu, adică eu, eu pe principiul ăsta merg, eu niciodată nu o să-i ofer uh, o funcție că îmi spune el, bă, dă-mi aia, dă-mi aia, dă dă De exemplu, v-am spus, uite, stau uh, și cu Cinder, stau uh, o grămadă în, uh, pe Skype Cam în fiecare seară stăm până la, nu știu, 3-4 dimineața, stăm și niciodată nu i-am spus um, losineri, de exemplu, că o să-i dau helper, că o să-i dau o funcție pe server, că o să-i dau nimic, nu. Deci, cam, cam așa stă treaba, frate. Niciodată nu se propun și mai ales dacă tu, tu mi-ești prieten sau, cred că toți, toți, toți ar fac, procedează la fel, dacă tu mi-ești, tu și sunteți prieteni, ei nu se bagă pentru voi, pentru că atunci o să apară maram termenul de pile. Cum a fost cu Suspic, de exemplu, da? Deci Suspic știți că e tovarășul meu, un pana mea, ies în fiecare zi cu el afară și nebunim, bem, bem, cred că în fiecare zi aproape. Dar eu pe el nu l-am propus la funcția de helper, da? Deci el nu a fost propus de mine ca helper. Nu am dat eu testele cu el. A fost uh, propus de Infinity, tot stafful a fost pro... Uh, din câte am înțeles, nu, din câte mi-am cred că Infinity a dat testele cu el, deci eu nici nu m-am băgat în toată chestia asta, bai, uh, cred că v-am mai spus eu treaba asta, eu l-am sancționat și când a fost helper, și când a fost admin, și când a fost toată, deci nu, nu e ok să ziceți pile și nebuni și chestii, treaba cu pilele v-am spus, cred că voi vă deranjează chestia asta, că o aleg, Una, nu știu, admini pe altul decât să vă leagă pe voi și nebunii, că voi aveți zile și nebunii. Da, dar v-am spus, trebuie să vă afirmați prin ceva pozitiv și prin ceva. Niciodată nu o să fii tras la o funcție, la așa că te afirm prin ceva negativ. Bine, există excepții, poate te remarci prin ceva negativ și nebunii și ulterior devii un jucător bun, exemplar și nebunii. Da, e ok. Te-ai remarcat odată prin... Nu știu, prin ceva rău, dar după ce ți-ai ți -ai reparat și este totul ok. Da, asta este, este altă treabă Da Bun, mă băieți Păi, cred că Cam atât o să fie și cu acest episod Mai mult am povestit în acest episod Pentru că am vrut să vă dau un sfat Cum să obțineți o funcție pe un anumit server Și dacă o să țineți cont De toate chestiile pe care Vi le-am spus eu mai înainte Sunt 100% sigur că Dacă Țineți cont de ele, o să ajungeți O să aveți o funcție pe un server. Da. Deci cam cam așa să treabă. Bă, ce să vă mai zic? O să mai fac niște episoade, mai am un cam niște episoade și o să vă mai explic câteva chestii și o să vă fac episoade mult mai interesante și nebunii, Deci dacă mai aveți fraților propuneri cu ce subiecte să mai abordez și așa mai departe, nu uitați să-mi lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii, să dați și un like dacă v-a plăcut acest episod, deci hai să apăsați și noi butonul ăla de like. Bă, dacă tu pe tine, eu ți-am dat ție câteva sfaturi interesante și așa mai departe, apăsați și tu un buton de like să strângem cât mai multe like-uri fraților și bă, eu am fost Lolex, ne vedem data viitoare, numai bine!